Investiția din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea a avut parte de tot felul de peripeții. De la proiectare, la execuție, problemele s-au ținut lanț de lucrare realizate cu fonduri europene. Ca și cum ele nu erau de ajuns, inspectorii de muncă au descoperit recent 11 persoane care nu aveau contract de muncă. Cum amenda nu era suficientă, dat fiind numărul mare al angajaților, s-a întocmit și dosar penal. Nefiind din județul Vâlcea, au crezut că autoritățile nu sunt acasă și ei se strecoară și ei cum vor putea. Apoi au forțat că această lucrare, chipurile ar fi fost cu termene strânse de realizare și că scapă neobservați. Întâmplarea a făcut că nu au scăpat neobservați și mă gândesc de foarte multe ori la această atitudine sfidătoare a acestui angajator, pentru că tot ca o paranteză zic, în județul Vâlcea, angajatorii mari nu-și permit, poate că nu pentru că ar veni cineva să-i tragă de mână, vezi că ai încălcat prevederea legală și trebuie să le faci contracte de muncă, nu-și permit pentru că sunt disciplinați. Și la angajatorii care utilizează până la 5 lucrători fără forme legale, amenda este de la 10.000 la 20.000 pentru fiecare lucrător, iar în situația în care numărul lucrătorilor identificați mai mare de 5 lucrători, fapta este infracțiune pentru care se face propunere de urmărire penală. Sper de data aceasta că toți cei care vor lua la cunoștință de această faptă vor conștientiza că munca fără forme legale este un pericol social și o vor trata ca atare. Cum organizarea de șantier era chiar sub fereastra Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, curajul angajatorului este unul demn de cartea recordurilor sau frizează absurdul.